Luna decembrie vine cu o serie de controle efectuate de polițiștii birourilor Inspectoratului de Poliție Giurgiu. Controlele fac parte din acțiunea Sărbători de iarnă în siguranță și au ca scop asigurarea ordinii publice, siguranței rutiere, precum și prevenirea violenței stradale. Verificările vor fi efectuate la firmele care vând articole pirotehnice și produse specifice sărbătorilor de iarnă. În perioada imediat următoare, atât la nivel național cât și la nivelul județului Giurgiu, polițiștii vor demara o serie de activități specifice și acțiuni ce au ca scop creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și asigurarea unui climat de securitate publică în perioada sărbătorilor de iarnă. Activitățile se vor desfășura în sistem integrat, la acestea participă polițiști din cadrul tuturor structurilor operative ale IPJ Giurgiu, cât și reprezentanței celorlalte structuri ale MEI, și aici mă refer la jandarmerie, ISU, Poliția de Frontieră sau reprezentanții autorităților și instituțiilor locale, OPC, DSVSA și așa mai departe. Acțiunile de control se desfășoară din dispoziția noului ministru al afacerilor interne, Petre Tobă, pe toată perioada lunii decembrie. Având în vedere că în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, numărul persoanelor care tranzitează granițele țării va crește, vor fi luate măsuri suplimentare pentru fluidizarea traficului în punctele de frontieră. De asemenea, pentru misiunile medicale de urgență, Ministerul Afacerilor Interne are pregătite 6 elicoptere și 2 avioane medicale.